S-au întâlnit aici la noi la emisiune următoare, invitați în urmă cu vreo 2 ani de zile. Au devenit cunoscut drept frumoșii din muzica populară, denumire dată de echipa emisiunii La Măruță și, bineînțeles, rulată pe toate posturile, făcând pe mulți să creadă că formează chiar un cuplu și în afara scenei. De atunci au cântat împreună atât în țară, în străinătate, au scos 4 piese împreună, acum sunt la al doilea videoclip și duet artistic, ce să vă spun. Între timp, Ciprian Sila și-a divorțat. Iar acum spune păcătoasă-i dragostea, Cosmina Adam spune că n-are iubit, dar ce să mai... Mă rog, eu zic să aprofundăm situația, că s-ar putea să aflăm niște lucruri interesante. Cosmina Adam și Ciprian Silașii! Ateneam fire de moală, când vorbești mă bagi în coală. Salut, Ciprian! Hai, lasă, pupu! Am stat și am ascultat... Deci, din tot ce a spus Cătălin, nu știu dacă este adevărat. Ai divorțat? Păi n-am fost însurat, frate. Te-ai despărțit de iubita ta? Te-ai despărțit de iubita ta? Păi eram oricum ca și despărțit. Erai cam despărțit. E frumoasă Cosmina? Ce frumoasă! Ce e frumoasă Cosmina? E și tu singură, de când am cunoscut-o. Te așteaptă? O să mai aibă de așteptat. Ce? Eu cum adică acum... să-l aștept? Deci tu cum faci acum pe torturi? Doamne, Cătălin cu... Ia uite. Deci cum faceți voi pe torturi, eu fac un casting pe ce toate. Ce casting să mai pe faci? Toate. Nu fi tântălă, uite-te în dreapta ta, ce frumusețe este. Uite-te în dreapta, uite. În dreapta mea, adică în dreapta mea să te uiți în dreapta. Uite-te în dreapta, uite-te în stânga. Exact, la stânga femei, la dreapta femei, Ciprian Sila și oameni buni și Cosmina așa, Adam. Bă, da, adevărul vrei să spun ceva? Cosmina Adam e prea frumoasă și prea talentată ține pentru tine. Cu deci, asta ține-o cu tot cu datorii, frate. Nu, deci nu stai ca viața serios. Și viitor, uite-te păi și tu. Păi și așa mi-am bătut capul cu melodia asta nouă pe care am venit astăzi. Adică? E, uita, e versurile, nu venea? Da, stăm cu piesa de la Sertar de vreo 6 luni. Pentru că el? Pentru că el m-a dus cu zăhărelul. Stai, domnule, stai așa, stai că nu știu ce. Nu să fiu solo. Da, exact, te-a dus cu zăhărelul. Eu nu știu cât o să mai accept, dar hai să fie de data nici asta. Nici eu nu știu cât accept, dar acum fac un casting și în fiecare lună. Da, o duce bine, asta vrea să zic că Cătăline. Da. O duce bine de când e singur. Da. Doamne, să-mi fac cum am două mâini. Acum să fac cruce cu două mâini. Da. Dumnezeu să mă ajute. Acum vrei să spun ceva, faci chestia asta ca să o ofsiși pe fosta ta iubită, soție. Nu, că am zis să uite, că intru la și 5 minute pe știri. Nu e adevărat. Deci mi-ai făcut chestia asta, Doamne, am scăpat, Doamne, știu, ca să uite fosta ta soție să ofsiși. Ca să plângă în pumn și da, exact. Cătăline, plânge după ea. Deci, oricum, ce mai faci? Că nu ne-ai mai chemat de mult, nu știu de ce nu ne-ai mai chemat de mult. Da, asta este. Lasă că nu mai venim mai de pe chemat, că de când ai dat de gustul televiziunii, ai mai scăpat așa un pic. Păi, na, având bugetele mai restrânse pe partea asta, exact. Am zis că... Când a venit Ciprian Sila și nici nu știa cum arată o cameră de filmat când a venit aici prima dată. Știam, dar o țineam așa invers. Da, exact. Alo, acum acest furduiancu... Alo. Eu cred că sunt asta e visul tău, să fii Nicolae Furduiancu. Am crezut că sunt Albano, nu mă, că sunt pe Albano și pe Celentano. Păi și atunci ce cânti muzică populară? Arriva, anche una. Arriva. Cosmina, n-ai ce să mai zic, Cătăline? Nu mai zic nimic. Nu mai zice nimic, eu zic să mergi pe drumul tău. Da, categoric. Să știți că Cosmina Adam, oameni buni, are un program senzațional cu băieții de la trupa Zero. Îi salutăm. Exact, îi salutăm pe băieții. Așa, trupa frumos, Zero. Cu dans, cu cei mai talentați, cei mai buni. Vezi că fac super show, trupa Zero și Cosmina peste tot. Asta e ideea, eu n-am nevoie nici de Cosmina, nici de trupa Zero. Fac show singur. Cum n-ai nevoie dacă ești acum cu mine aici? Cum adică? Lui de la Țuică îi se trage? Nu știu ce a băut astăzi, ce a mâncat, că... Dar oricum așa e el. Bine, așa e, oricum bine că nu a venit Cătălin. Bine că a venit pentru că mi-a dat palpitații și de data asta, crede-mă. La munce aerul mai tare. Deci el de fiecare dată ori ba întârzie, l-am sunat unde ești? Să aici am ajuns și asta a trecut jumătate de oră și el era cine știe. Făcea vreo glumă ceva, nu? Nu știu, așa face el de obicei, nu știu ce e cu el. Le las să mă aștepte. Da? Da. Dar ești așa un pic acum. Altfel, mă, am grai. Am atrag de camera acum, am înțeles. Uite că înainte era mai timid. Dar mai... nu mai la camera de filmat, uite, mai monitor acum. Nu mă uit nici măcar la camera, că se uită camera la mine. Bun, ce piesă ați făcut împreună ca să am vorbim despre ce este vorba? Am făcut o piesă Păcătoasă-i dragostea se numește, o piesă foarte faină. Așa e, aveți dreptate, Păcătoasă-i dragostea. Așa e, noroc cu Cosmina, da, că știe textul și versul și da, noroc de mai mine. Cânt și eu din când în când. Păcătoasă-i dragostea, mai ales în afara căsniciei, Cipriane. Păi în afara căsniciei asta e viața, frate. Porți crucea. Eu am atâtea păcate. Nu aia e păcătoasă, că în rest dragostea nu e păcătoasă. Doamne, să vie dragostea toată nu-i păcat, la mine. Doar în afară, nu? Da.
N-am înțeles, dar lasă că o să se uite la reloare și o să... O să vadă. Exact, să vadă. N-am înțeles-o. Până atunci pe Cosmina Adam o găsiți pe Instagram, chiar așa, Cosmina Adam. Pe Ciprian Sila și un băiat la fel drăguț, îl găsiți pe Instagram tot la Cosmina Adam. Sau dacă nu îl găsiți pe Cătălin, mă găsiți la rubrica... Da, unde ești? Ai Instagram Ciprian Sila și nu? Ai să râzi, dar nu... Da, știi ceva? Ea nu-i mai spune numele cu Instagram-ul, că el oricum are foarte mult urmăritor. Sila și pentru cei care să nu știu, sunt mine, Sila dragilor, și... Pentru că vreau să fac și eu 10.000 ca să dau și eu cu sweep up, na. Băi, eu când, cum să spun, când aveam peste 10.000... Hai, lasă acum, te-ai ajuns, da. Oameni buni, ei sunt frumoși de muzica populară, așa. Și noi vom rămâne frumoși de muzica populară. Mă rog, un pic zbuciumați, după cum puteți observa, dar așa e, ușor, ușor, de când se apropie finalul anului, după un an greu. Ciprian, Sila și Cosmina Adam cântă piesa asta împreună, păcătoasă-i dragostea. Aveți videoclip? E și de la bătrâneță, știi că avem, eu am vrut să nu mai... Avem și videoclip. Am fost videoclip la el la Sibiu, că mi-a zis că, domnule, eu... Nici tu nu stai cu minte în banca ta. Păi nu, Cătălin, dar... Te duci la el la Sibiu, te duci... Nu, ți-ar de nici ție să stai cu minte. Mine de data asta, știi? Da, de asta, că am și mai ieftin vorba, bine, dar el a fost la Vasului la mine, știi, când am filmat prima melodie și am zis, hai, domnule, să fiu și o finuță de data asta, să vin și ea eu la prima, la eu la prima, ea la ultima. Da. Păi chiar la ultima, să știi. Chiar așa vă cunoașteți mai bine, tu îi cunoști familia de la Vaslui, ea familia da, de la Sibiu. Da, nu, ei cunoaște pe ai mei. Eu pe ai lui, nu. Sunt că în schimbare, ai mei, știi? Haideți să ascultăm piesa asta frumoasă. Vă mulțumim mult de tot, iar dumneavoastră, oameni buni, vă spunem că mâine la ora 3 ne întâlnim chiar aici la ProTV, dar până atunci pe Instagram Cătălin Măruță sunt eu și pe pagina emisiunii la Măruță _ProTV. Seară frumoasă și să aveți o săptămână minunată! Așa-i mândru cum spui, ce te faci atunci când nu-i? Mândra mintea ți-o suci, mergi bade la spovedit. Pe pământ sunt mulți ca mine, la bărbat așa-i stă bine. Că ți-ai găsit nenașul. Nu-i găsă pe placul meu să facă așa cum vreau, mă. Pot să bați cu pumnul masă, cocoșul cântă în casă. Știu bine, dragostea așa se ține. Și cu dulce sărutat, că așa vrea care-i bărbat. Ba de eu te cred ce spui, nu dau gura oricui. Știu, mândru se vede bine, puține fetezi ca tine. Cu foc într-una iubește. Lasă o bade să iubească, decât mult să pătinească. Trăiesc viața cu plăcere, îi dau inimii ce-mi cere. Dragoste, curele bune, noi cântăm cu drag la lume. Toți românii să ne asculte când ne